Deci asta se numește injectarea surpriză. A aflat în momentul de față că va fi injectat. Este prietenul care m-a convins să injectez acest produs și dacă tot a venit la eveniment, facem o surpriză. Datorită lui injectez produsul Algenes de 5 ani de zile. Așa. Nu o fi el atât de frumos, dar menținem așa cât putem. Se poate și fără cremă la prieteni. Așa. Vom corecta partea de cercănă, zona zigomatică, ușor pe partea regiune temporală, un mic contur. Privirea sus. Privirea sus, privirea sus, privirea sus. Da. Așa, privirea așa, sus. Vreau să vedem, facem o diferență partea de suborbital la nivelul cercănilor, zona de aici tratată, zona netratată, cât de mare este diferența. Acum am lăsat să vedem un aspect. Apropiem. Dacă nu lăsăm aspectul, când se lasă un aspect fără masaj, ăsta este riscul de a face complicații, de a face chisturi. Pentru a evita acest risc, este nevoie de a masa produsul, de a dispersa în mod corect, pentru a evita acest lucru. Și dacă ne uităm acum, ce mare este diferența după o ușoară masare a zonei tratată. Așa. Vreau să venim cu o imagine stânga-dreapta, cât este de mare diferența partea tratată cu partea netratată. Așa, o să mergem și pe partea asta. Privirea sus, vă rog. E o diferență fără cremă, într-adevăr. Gata, ultima strigare.
Așa, la fel, observăm produsul cum este pus, conturat, și pentru a evita complicația de chisturi, de noduli, masăm ușor. Privirea sus, așa, ușor, asta, privirea sus. Cam asta este, să luăm un cadru aproape cu aspectul după. Mulțumim, Madalin, pentru că ai suportat să te chinui la final. Eu vă mulțumesc pentru surpriză.